Un accident rutier produs în această dimineață în zona orașului Podu-Iloae a produs un nou îmbuteiaj pe drumul european Iași-Târgu Frumos. În jurul amiezii s-a produs o coliziune între un microbus și un autoturism, în urma căruia s-a blocat circulația pentru măsurătorile poliției. În lipsa unei rute alternative, șoferii au fost nevoiți să aștepte, iar coada s-a întins până la Lețcani. În microbus se afla o singură persoană, iar în autoturism se aflau două persoane. În urma evaluării medicale, la spital a fost transportată o victimă, bărbat de aproximativ 20 de ani, pentru investigații amănunțite și tratament de specialitate. Cazul a rămas în atenția autorităților pentru cercetări.